că să fii cu urechile tale de playboy, că numai ghenioane ai adus în casa asta. Mi-a rupt spatele la yoga. Ăsta nu mai face nimica cu mine. Ce mai să mai vorbim de Kama Sutre? Bofetile mă omoară. Stevenul mi-a strecat puținul și un fei care l-avea cu romanticismile lui. E, vezi tu acum, să simți tu cum taie toporul ăsta. Ce faci, fă? Firai tu, o să fie fechita cu mâncate argangilii să te mănânce. Ce faci, omori o specie întreagă? Da? Vrei să-mi distrugi viitorul politic? Peri, ia cușca și du-o pe flacăra în casă, ca să-mi dea o explicație. Hai, pregătește-te de explicație, flacărul. Nu. Te rog. Hai și în casă. Hai. Bag-o în casă. Bag-o în baie. Cine? Te amândouă. Hai. Flacărul, gândește-te să-mi dai mie o explicație care să mă vrească mâna cu topolul. Ai auzit, fă? Ce căutai la extinția? Ce-ai căutat, fă, la extinția? Am vrut să arunc ghineoara din casă. Închide ușa. Nu, Terica, nu. Hai. Te pup. Aoleu, dragostea mea. Iubirea mea, dragostea mea. A plecat, era ziua, a plecat, tiflă s-a dus, gata, nu mai e, gata. Teri? Nu preteri, ci e dragoste de tăi, nu teri, pilotora și-a făcut bagajele și-a plecat și-o, ți-a zis că trebuie să-l... Eu știu, mă, de ce și-a făcut ea bagajele. De ce? Pentru că tu ești de vină, mă. Tu cu fetele tale și cu spectacole tale de proastă calitate. Ai înțeles? Eu țin la tine, Stivene, eu mi-aș da și viața ta pe Minodora, nu? Revino-ți. Dacă nu-ți revii, ai pus-o original. Ai înțeles? Scutură-te de zenul ăsta prost! Inspiră adânc și du-te la Lilica și aranjează cu ea cazarea pentru curvele și pentru toți repatriații care vine să se odihnească până pleacă din nou la muncă. Hai! Ce faci? Unde te-am trimis? Da, vreau să fac caca. Bine, du-te! Ieși afară de sub iepure! Mă posedă asta! Ce mă fac, Doamne? Am albit așia! Aoleu! Doamne, mă țeapă! Mă zgă! Dă-te jos de pe mine! Dă-te jos! Dă-te drept cu jos de așia! Ia uite că nu mai vreau să-mi trecosti de mine! Proastu. De ce i-ai dat drumul, fă? A mâncat ivărul. Păi te-ai pus morcov? Un păstărnac. Tâmpita dracului. Acum ce facem, fă? Chiar că... Stai jos, am zis. Hai.
Păi? Am probleme mari. Ești bolnavă? N-aud, ce ai? Ești surd, bre. Tu nu înțelegi că n-aud? Zi mai tare. Zi, vorbește aici. Mă doare inima. Nu așa, o! Păi da, da, nici așa, nici așa. Păi s-ar ajunge să mergi la București să faci un ECG, nu vrei? E o rază asta? Nu, un control mai complex la inimă. Nu, bre, că pe mine nu mă doare inima aia care pompează sângele, bre. Aia care pompează sentimentele la alte organe, corazonul. Din păcate nu sunt eu în măsură să te ajut. Poate, uite. Cine? Paliativul. E tânăr? Păi are vreo 12 ani. Ai, bre, dă-o dracu de treabă, chiar așa de desperată, mă crezi? N-are nici buletin ăsta să poate așa ceva? Nu, Conofla, eu nu isc adevărat. De 12. Hai, lasă-mă. Și? Păi nu, eu n-am înțeles unde stau eu. Unde stau? Aha, asta-i semnul meu. Dar nu e tâmă, e sân semnul meu. Ce-i cu astea, mă? Păi de ce am... Ce ai venit, mă, cu ele așa de vreme, mă, că nu stai gata? Uite, băieții, Nacabla n-a făcut nimica. Mai faceți o tură, haide. Mai faceți o tură și veniți când trebuie, la fix ce mama dracului. Păi instigați toată regia, băi, Nilicu, băi. Uite că mi-a pus sâu. Te rog frumos, vino mai aici. Cu bleanda aia, te rog frumos, dă-mi-o de aici. Asistăm la o premieră în România. Peste câteva momente, câteva microbuze cu cetățeni români de etnie romă vor sosi aici. Premiera constă în faptul că cetățenii romi au hotărât să se întoarcă din Franța de bunăvoie. E adevărat la insistențele domnului Stat de Podcovar. Bună ziua, domnule Stat! Nu, eu n-am. O problemă? Nu. State de Podcovaru și România, erou de Franța, Sahib, viitor primar în Cloncaterea. Sigur că da, dar nu suntem încă în campanie electorală. Păi nu e campanie electorală. Asta e numele mele, toate. Eu mă chem așa cu ele, mă numesc. Am înțeles. Cărui fapt datorăm această implicare a dumneavoastră în acest proiect? Am promis, am apucat să promit, tot așa la o televiziune locală din Paris, la o fată foarte frumoasă, Marie. Am înțeles că... Maria, cum ar veni în românește. Am înțeles. Maria. Păi dumneata, cum te cheamă? Pot să pun eu întrebările? Cu ochii ăștia frumoși, sigur că da. Mulțumesc. Am înțeles că statul francez a suportat toate cheltuielile călătoriei. Ce Statul francez, ca o soră a noastră mai mare, ne dă 9 bani ca o soră mai mică. Și la bătrânețe... Noi o să avem grijă de ea, că nu o să mai poată să coboare de pe turnul Eiffel și o să-i ducem un pahar cu apă și cârâ și cârâ și cârâ. Adică etc. Am înțeles. Nu considerați asta totuși o mituire? Ba da, statul francez nu este o proastă și dacă vede că merge cu spaga, mai bine decât cu violența, nu? Face economie la gazul lacrimogen. Deci nu este o umilire în cele din urmă? Umilire? Da. Umilitor? Umilință? Umilifiant? Dar gândiți-vă, adică, gândiți-vă puțin, nu? Uitați-vă! Uitați-vă puțin la ei, cum coboară! Ce? Da, vă răspund cu întrebarea. Uitați-vă la ei! Uitați-vă la el ce luminos e cu 1000 de euro în buzunar! State! 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 Ce faci, făi, Nico? Nu! Nu merită ei 1000 de euro în buzunar fiecare după ce a dus tot greu prin străinătăți imaginea României de acolo până acolo? E ușor? Să înțelegem că o să vă implicați și în reintegrarea lor. Ete, mi-ești drag, dragă, dar mi-ești mai incomodă decât el. Sigur, o să mă implic. Din păcate, nu pot să te ajut cu Ana Flacără. Vezi, uite, nu s-a inventat încă medicamentul care să-l facă pe bărbat să te iubească. Nu există. Adică ce vrei, sunt bocție? Nu, n-am zis așa. Conflat. Ești o femeie superbă chiar. Te dai la mine acum? În niciun caz. Nici nu mi-aș permite, Conflat. Dar vreau să te gândești bine
că ți-aș propune să faci o terapie în grup. Puh, pervezule care ești, nu ți-e rușine? No, stai, că am greșit, nu în grup. Am vrut să spun să faci o terapie de cuplu. La țițiatru? Da. Tu te predacia. Să mă pui ăla iar pe mine ca să stau pe canapea acolo și să-mi pui cartonace în față, să zic ce văd, să-mi facă cu sârma aia așa ca să ador nubre. Și cum îl fac eu pe state ca să vie cu mine, ia? Păi trebuie să-l convingi. Pentru voi ar fi cea mai bună soluție, ascultă-mă. Oh. Mai ai? Da. Da, o văd că nu-mi place rușii mie, bre. Hai că am venit degeaba. Ai grijă, domatale, că ești cam obosit așa în ultima vreme. Mi pare rău că nu este și domnul primar al comunei Cloncatele aici pentru a ne da o părere. Da, apărut. Ei, apărut. Prezent la datorii întotdeauna. Ce-i mă, state? Păi dai timp eu, mă. Da? Hai, întrebați-vă. Stați să vedem dacă ne dă voie îmblăzitorul ăsta de șer. Hai, mă, mai faci mișto de mine, mă. Bine, mă, hai. Da. Ce părere aveți despre implicarea domnului state de Podcovaru? Și de România, mulțumesc frumos. Eu, Marcel Popeangă, nu voi permite ca în comuna mea să se adune toate curvele și toți infractorii, chiar dacă vin de la Paris. Asta este discriminare pe teme profesionale. Pentru că pentru mine, curva este egală cu orice doctoriță de la orice catedră. Și cerșetorul este egal cu ultimul căcănar. Aveți ceva de adăugat? N-am nimic, numai oameni de cultură. Curbe și infractori, se vede cu ochiul liber, ce să mai discutăm? Dumneavoastră? De asta tu nu o să mai fii primar și o să fiu eu primar. E bine? La Paștele Caile. Da, par distractiv. Eu, Marcel Popeangă, nu voi permite ca comuna mea Cloncatele... Virgulă ca comună? Ați văzut? Circul după lume. Un singur sfat vă dau la final, români... A început invazia, feriți-vă buzunarele. Atât am avut de spus, sănătate, bucurie și noroc stat. Hai că s-a eliberat, treci tu zi. A fost primarul din Cloncatele cu accentul pe a fost. Mulțumim, mulțumim. Gata, s-a tăiat? Mulțumim. Ce faci acum? Hai că strânge băieții, poate vii la o cafea, da? Te gândești! Repatriații, ați venit, mă? Ți-a fost o zmă de tare? Stai jos. Ia uite și copiii. Spate ăla de acolo! De la afară! Fane, no. Ia șoșoi și de la afară! Nu! Teri, eliberează fata din ghearele fiare, hai! Du-te, mă! Nu vrea duce la mine, cazează la afară! Băi! N-ai să ne înțelegi niciodată, tâmpitule! Hai, reveniți-vă! Stați jos! Luați un loc! Uite copilașul săracu. Dragii mei, hai să vă pun o întrebare. Care sunteți din Cloncatele? Să ridicem mâna sus. Una, două. Cam puține, Lilico. Nu știu pe cine mi-ai adus tu aici. Bine, care sunteți din Cloncatele? Rămâneți aici într-o vacanță care eu o plătesc. Inclusiv vol și o să vă votați când o să fie vremea, da? Care nu sunteți din Cloncatele, săptămâna viitoare să organizează cele două microbuse Cloncatele Paris, da? Adică returul la meciul de azi. Lilica, care astăzi n-a făcut nimica, și cu Steven, care văd că nu e pe aici. Și dacă suntem bolnavi? Și dacă sunteți bolnavi, v-am lăsat eu să muriți, da? Ia, care l-am lăsat eu să moară, să ridice mâna sus. Păi nu tot eu am grijă de voi, mă. A? Hai, du-te la mâta. Lilica? Unde e, mă, Steven? Nu știu, vreau că nu l-am văzut toată ziua. Măi, Teri! Teri! Ui! Au! Ești aici.
Bă, închide barul. Să nu mai vină nimeni și dă de băut la toată lumea. Da? Că e obosit. Închizi bar, dat băut la toată lumea. Gratis! Gratis! Paștele mătii de șoșești de ceani!